Vă salut, dragilor, sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la vindecarea sufletului. Vreau să încep cu un mesaj de mulțumire, să vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru susținerea voastră. mi a stat și m-ați încărcat cu atâta energie pozitivă. Sunt convinsă că cu toții, la un moment dat, toată această planetă va trece prin această experiență. Dar în același timp, pentru că este prima filmare pe 2022, vreau să vă urez un an plin de iubire, liniște și să duceți la bun sfârșit toate planurile și schimbările pe care doriți să le faceți. Iar tema pe care o voi aborda astăzi este o întrebare care vine de la o persoană minunată și extraordinară. Iar întrebarea mi-a fost trimisă pe adresa de e-mail. Întrebarea sună cam așa. De ce nu pot înceta să-l iubesc pe narcisist? Deși îmi doresc ca toate întrebările voastre sau sugestii, comentarii să le lăsați aici, în cutia de comentarii, dar știu, rușinea sau teama uneori ne oprește să facem acest lucru. Dar ar trebui să înțelegeți că până când nu veți fi reali, sinceri și nu vă asumați, nu treceți de aceste bariere. Nu faceți decât să rămâneți în minciună și să trăiți în minciună, să nu vă fie frică, să nu vă fie teamă, să fiți reali și adevărați. Dar să ne întoarcem la întrebarea noastră. De ce nu poți înceta să-l iubești pe narcisist? Vom descoperi acest lucru, dar vă voi da și câteva întrebări care cu siguranță vă vor fi de mare folos dacă veți lucra cu ele. Veți face conștientizări și vă veți da seama de greșelile pe care le-ați făcut, ce ați omis în relație, și vă va ajuta să nu repetați anumite greșeli în relația următoare în care veți intra. Cu siguranță, când intri într-o relație, dragostea pe care o simți atunci este sinceră, este din toată inima și este autentică, este reală. Din păcate, narcisistul nu este nici îndrăgostit și nici real. Ei te fac să simți că acesta este tot ceea ce ți-ai dorit și îți oferă tot ceea ce tu îți dorești, tot la ceea ce tu ai sperat și ai visat vreodată. În capul tău îți planifici deja viitorul, visând la o viață frumoasă și fericită, poate pentru tot restul vieții. Dar asta până când masca este îndepărtată. Iar cei care sunt pe acest canal deja cunosc acest termen de mască din atelierul de lucru pe care l-au primit despre narcisistul și masca narcisistului. Bineînțeles că după ce cade această mască, se instalează realitatea. Atunci viața, emoțiile și însăși experiența voastră sunt schimbate pentru totdeauna. Dar de ce nu poți înceta să-l iubești pe narcisist chiar și după ce ai ieșit din relație? Pur și simplu pentru că s-ar putea să fi devenit, într-o oarecare măsură, dacă cunoașteți termenul din popor, spălat pe creier, adică ai fost manipulat, abuzat, traumatizat și ai devenit dependent. Dependent de narcisist, de dragostea narcisistului, dar dragostea ta autentică și inocentă a fost furată. A fost furată de el sau de ea, după caz, bineînțeles. Și nu ai făcut decât să hrănești un monstru. Dragostea pe care au arătat-o și te-au făcut să crezi că este o dragoste imensă față de tine, deși a fost una falsă, nu a fost nimic real, pentru că narcisiștii nu știu să iubească și nu se îndrăgostesc iar tu crezi că a fost iubirea perfectă pe care ți-ai dorit-o întotdeauna de la intimitate la lucrurile de zi cu zi erai fericită dar inocența de drogul dragostei pe care ți l-a oferit acest narcisist nu era real iar tu a rămas tot acolo, crezând că el te-a iubit sau a fost îndrăgostit de tine. Dar, când asta dispare brusc, atunci când masca narcisistului cade, chiar dacă lucrurile s-ar putea să nu fi părut uh, corect pentru o vreme, pentru că ai fost manipulată, sursa ta de iubire, sursa perfectă, pur și simplu dispare. Pentru că, în momentul în care narcisistul simte că te poate controla, te poate manipula, pentru el, nu mai ești un element de atenție. Știe cum să te manipuleze, știe cum să se joace cu creierul tău, iar creierul tău intră într-o stare de supraîncărcare, se instalează panica. Practic, inima ta este frântă și devastată. Chiar dacă, așa cum am spus, lucrurile poate nu au mers foarte bine, simți că tânjești și chiar tânjești după narcisist, nu te poți opri, nu poți să încetezi să nu te mai gândești la el sau chiar să-l iubești. Dar treci cu vederea semnele de avertizare, vremurile rele în care ai fost abuzată, vorbele urâte, restricțiile și toate celelalte calități negative, atât abuz verbal cât și fizic în anumite situații. Te gândești doar sau îți rămâne în minte dragostea perfectă, acea perioadă de început, momentele perfecte pe care abuzatorul tău și este foarte priceput narcisistul, te-a dus în lumea lui, o lume creată de el, o lume falsă. În cea mai mare parte totul a fost fals. A fost un baz și o poveste minunată, dar doar pentru tine. Nimic nu a fost autentic și nici real. Iar bunul tău simț din cauza abuzului la care ai fost supusă s-a pierdut. Și acum ești cu adevărat agățată și simți sau nu știi și sau nu ai puterea cum să oprești acest sentiment, cum să nu te mai gândești la narcisist. Cum să încetezi să-l mai vezi? Bineînțeles că apar și îndoielile, îndoielile de sine și diferă de la persoană la persoană. Apar anumite întrebări, de ce nu am fost suficient de bună, cu ce am greșit, de ce a ieșuat relația sau cum am fost atât de naivă de nu mi-am dat seama în ce relație sunt, cum am putut să ajung până aici, cum am făcut atâtea compromisuri și, bineînțeles că lista întrebărilor, Poate continua, și ajungi să-ți dai seama că toată viața ta a fost consumată de el sau pentru el, iar acolo, în capul tău, peste tot, nu este decât narcisistul. Și bineînțeles că-ți e dor de el, îl vrei înapoi, dar confunzi în mod inocent toate aceste stări și trăiri cu dragoste, când pur și simplu nu a fost dragoste niciodată, nici măcar îndrăgosti de tine și acesta este motivul pentru care simți că nu poți înceta să-l iubești pe narcisist. Ce ai putea să faci să scapi, să te desprinzi de acest sentiment, să scapi de acest coșmar, să te eliberezi? Așa cum am menționat la începutul acestui podcast, vă voi da câteva întrebări și m-aș bucura să lucrați cu ele și aștept comentariile voastre după ce veți lucra cu aceste întrebări, ce conștientizări, ce schimbări ați făcut în viața voastră. În primul rând, află ce te-a atras în această relație abuzivă. A fost o fantezie sau a fost o iluzie? Cum ar fi? A fost iluzia unui viitor perfect și, dacă a fost iluzia unui viitor perfect, cum ai văzut-o sau în ce consta perfecțiunea? Partenerul tău te-a convins că va satisface o nevoie sau o lipsă de-a ta mai profundă? Care a fost nevoia sau care a fost lipsa? încearcă să-ți răspunzi. <coughs> Sperai că va compensa ceva, ce simțeai că-ți lipsește? Ce anume lipsea? Aflați despre trăsăturile de caracter ale abuzatorului, ale narcisistului, deoarece acest lucru vă va ajuta să înțelegeți ce s-a întâmplat cu voi, astfel încât să nu mai fiți ușor manipulați în viitor și să intrați într-o relație abuzivă, într-o relație toxică, într-o relație cu un narcisist pe, pe viitor dezvoltați o relație de sprijin. Nu neapărat, dacă nu puteți sau nu vă permite să lucrați cu un specialist, dezvoltați o relație cu prietenii, cu familia, oameni de încredere, oameni care au o energie pozitivă, care sunt acolo să vă asculte și să nu vă critique. Abuzul în familie este o experiență izolatoare și, într-adevăr, dacă rupem în conexiunile cu oamenii, cu viața, nu facem decât să rămânem într-o energie negativă. Învățați să luați decizii care să vă sprijine și să aveți grijă de nevoile personale, de sinele vostru. Să fiți plin de compasiune atât fizică cât și emoțional, să nu te mai judeci, să nu te mai învinovățești pentru greșeli sau, sau pentru ce anume ai făcut. Încearcă să te recuperezi, să înțelegi că recuperarea are nevoie de timp, este o muncă în desfășurare și trebuie să înveți că este o călătorie, are nevoie de timp ca să ajungi la destinație. Învață <coughs> să trăiești în prezent și observă cum te simți acum. Dacă ești în relație, observă cât de prins te simți, observă cât de speriat și cât de neiubită te simți. Observă toate aceste stări și întotdeauna eu recomand scrieți pe hârtie. Scrieți pe hârtie pentru că vă puteți întoarce la aceste rânduri pe care le puneți pe coala de hârtie și o să vedeți că veți face conștientizări, poate nu în momentul acela, dar vor veni. Nu mai uh, trăi în teama că nimic nu poate fi recuperat, că nu vei ajunge la o stare de bine. Învață să, să simți lucrurile, să te simți pe tine în primul rând și să-ți împlinești nevoile tale. Nu rămâneți în tristețe. Acceptă prin ce ai trecut și înțelege perioada aceea, dar nu trebuie să rămâi în tristețe. Înțelege și realizează că uh, indiferent de relație, încheierea unei relații nu este ca și atunci când închizi ușa, închizi ușa și s-a terminat. Normal că rămân niște măsrări, niște conștientizări, niște sunt niște etape prin care trebuie să treceți, învățați. Nu vă așteptați să vă simțiți bine peste noapte, chiar și dacă lucrați cu un specialist. E adevărat că procesul acesta de a scăpa de această traumă este mult mai rapid, dar este nevoie de timp. În primul rând, eu recomand întotdeauna să scrieți o listă cu ceea ce nu vreți să mai faceți sau cu greșelile pe care le-ați făcut în cealaltă relație să nu le repetați în relația următoare. Ca de exemplu, refuz ca cineva să mai strige la mine sau refuz uh, să fac ceva doar de dragul partenerului dacă nu mă satisface și pe mine sau dacă nu uh, mă bucur și eu de acea decizie. Nu știu, sunteți invitați undeva și poate tu ție nu-ți face plăcere, sau el vrea să facă anumite activități și poate ție tu nu ești interesată. Să ai curajul să spui nu. Începeți să vă planificați viitorul fără partenerul abuziv. Încercați să vă planificați viitorul vostru, în primul rând, ca persoană singură. Pe parcurs va apărea și partenerul și atunci vei face alte planuri planuri de cuplu, dar până atunci făți planuri pentru tine. Ce vrei să schimbi, ce vrei să îmbunătățești, unde ai greșit și nu vrei să mai repeți acea greșeală, ce lucruri ți-ai dat seama că poate n-ai dat destul atenție nevoilor tale, nu știu, grija față de tine. Sunt foarte multe lucruri cu care puteți să, să lucrați. Dacă nu aveți posibilitatea de a lucra cu un specialist, învață să meditezi. Este adevărat că rezultatele nu sunt atât de rapide prin meditație și să lucrați de unul singur, dar asta nu înseamnă că este imposibil, că e nevoie de mai multă muncă, de mai mult timp, cu siguranță, dar veți avea rezultate. Meditația eu recomand întotdeauna, pentru că meditând te concentrezi și faci legătura cu sinele interior liniștea interioară. Iar în timp vei înțelege de ce ai rămas agățat în relație, de ce ai rămas în relație, greșelile pe care sau sacrificiile pe care le-ai făcut. Veți descoperi anumite elemente, motivul care te face încă să te mai gândești la narcisist, să îl mai iubești sau să ai nevoie de, de narcisist. Deși abuzul, jignirile și felul în care ai fost manipulat, le-ai uitat. Dar nu ai uitat acea perioadă de început, unde narcisistul a fost foarte atent cu tine, s-a îngrijit de nevoile tale. Asta nu ai uitat. Dar ai uitat restul. Abuzul, jignirile, comportamentul mizerabil, urât. Ăsta le-ai uitat. Noi, în programarea neurolingvistică, asta facem. Le întoarcem invers, adică reprogramăm. Așa ar trebui să faceți și voi, și am să vă dau un mic uh, exemplu să înțelegeți: atunci când ai o stare proastă, o vibrație joasă, nu încerca să te duci acasă și să, să te uiți la o dramă. Nu, pentru că nu vei face decât să scazi energia vibrațională mult mai mult și să intri mult mai mult în dramă. Atunci când ești în stări de jos, uită-te la o comedie sau întâlnește-te cu prieteni cu energie foarte pozitivă și plin de viață. Asta trebuie, asta înseamnă să reprogramăm, să schimbăm lucrurile. Nu dacă eu sunt într-o stare proastă, mă închid în casă și stau acolo și plâng. Dar pe înțelesul tuturor, ce face programarea neurolingvistică este gândim, vorbim și devenim, devenim ceea ce suntem. Deci, dacă noi învățăm să ne schimbăm modul de a gândi vom vorbi altfel și automat ne și comportăm, ne purtăm altfel și devenim ceea ce suntem. Asta face programarea neurolingvistică. Îmi doresc ca aceste informații să vă fie de folos, iar dacă crezi că ar mai ajuta pe altcineva, nu uita să dai mai departe, posibil să mai ajuți un suflet ca și tine. Dați-mi voie să vă mulțumesc că mi-ați rămas alături, sper că vocea n-a făcut Prea urât la urechea voastră, m-am oprit de câteva ori pentru că gâtul, într-adevăr, încă mi este foarte uscat. Până la următoarea noastră întâlnire, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.